Ministrul Energiei Virgil Popescu face vizite inopinante carierelor din județul Gorj pentru a vedea cum anume se desfășoară lucrurile. Astăzi, Virgil Popescu a fost prezent la cariera Rușiuța din Motru. Stând de vorbă cu conducerea și personalul carierei, ministrul s-a interesat de parcul auto, respectiv de mașinile care transportă muncitori. În această carieră, sistemul de transport este unul mixt, cu mașini care transportă și persoane și marfă. La nivelul complexului energetic Oltenia s-a luat hotărârea de a se realiza o verificare a întreg parcului auto ca urmare a tragediei care s-a petrecut în cariera Jil Sud. Am plecat cu gândul la Motru să fac o vizită inopinantă în carierele din județul Gorj ale complexului energetic Oltenia. Am fost la cariera de la Roșiuța, am discutat cu liderii de sindicat, cu conducerea carierei, cu oamenii de acolo, m-am dus chiar să văd cum se lucrează în cariera de la Roșiuța. I-am întrebat despre probleme, i-am întrebat despre parcul auto, mi-au arătat mașinile care transportă atât persoane cât și marfă acolo, au cu totul alt tip, un transport mixt, dar este clar că este de persoane și de marfă, cu separare între partea de marfă și partea de persoane. Am văzut că au luat o decizie de a face o verificare a tuturui parcului auto, al prestatorului de serviciu cu care lucrează exploatarea minieră Motru. Am înțeles că acest lucru s-a luat și la nivelul complexului energetic Oltenia și este bine că l-au făcut. Din păcate, cred că ar trebui făcut foarte des, cred că trebuia făcut de mult mai mult timp. Nu trebuie să așteptăm ca să se întâmple o tragedie să facem acest lucru. Aș fi vrut să-mi continui vizita și la celelalte cariere, aș fi vrut să mă duc și la cariera de la Jilț, dar acolo am înțeles că este ancheta penală și este foarte multă lume, parchet, poliție, ITM, și am preferat să las oamenii aceia să-și facă treaba, pentru că adevărul trebuie aflat, și am venit la complexul energetic Oltenia, la sediul complexului. Am avut o discuție cu corpul de control pe care l-am trimis, pentru că trebuie să prezentăm în ședința de guvern de săptămâna viitoare un raport preliminar și cu măsuri. Am avut discuție cu directoratul, cu directorul general, cu directoratul companiei. Mi-au spus ce măsuri au luat deja, inclusiv aceea de inventariere și de screening al tuturor mașinilor. I-am rugat și le-am spus că aș vrea să facă o analiză a riscurilor și vulnerabilităților pe toate carierele, în așa fel încât să știm unde trebuie clar lucrat și unde trebuie clar îmbunătățit și intervenit, să nu mai fie reactiv, să fie proactiv. Și cred că dacă vor lua carieră cu carieră în perioada imediat următoare și vor vedea exact de la intrarea la locul de muncă până la locul de muncă și activitatea de acolo, și vor vedea ce pericole sunt, ce riscuri sunt, și vor interveni să le aplaneze, eu cred că putem să preîntâmpinăm orice tragedie. Și acest lucru trebuie făcut și repet încă o dată și fac un apel către toată industria energetică și, de ce nu, către industrie, să facă acest lucru, pentru că riscurile există și ele trebuie minimizate și chiar excluse din activitatea oricărei industrie, în special în industria energetică. Ministrul Energiei declară de asemenea că nu au existat la nivelul ministerului plângeri cu privire la locurile de muncă, ci legate de alte aspecte, precum pensionarea sau activitatea unor anumiți inspectori. La nivelul Ministerului Energiei am văzut această știre cu privire la numeroase sesizări. Au ajuns sesizări cu privire la anumite lucruri de inspectorii sociali, cu privire la partea de pensionare. Nu am avut sesizări cu privire la locurile de muncă, dar nu asta este la securitatea muncă, nu asta este problema, și nu cred că aici. Noi am avut un control, un corpul de control anul trecut, am lăsat niște măsuri pe securitate în muncă. Acum corpul de control verifică dacă aceste măsuri au fost puse în practică și așteptăm rezultatul corpului de control. Deci am avut controle și anul trecut la complexul energetic Oltenia cu privire la aspecte despre securitatea în muncă. Și așteptăm am lăsat note de măsuri și așteptăm în urma controlului să vedem dacă aceste măsuri au fost respectate.